Un localnic din satul Stroiești, comuna Arcan, este acuzat că dispune cum vrea tractorul său de terenul situat pe malul Sohotolului, chiar dacă nu are voie, conform legii apelor numărul 107, să execute lucrări în zona de protecție, adică la câțiva metri de apă. Omul a defrișat însă masiv și a realizat de-a lungul timpului mai multe drumuri spre Sohotol pentru a trece apa cu utilajele sale agricole. Zona a fost intens inundată din cauza drumurilor, ruperii malurilor și a defrișării vegetației. Chiar am adus la cunoștință domnului primar că există un cetățean care continuă și își face drumuri, deși toți din sat avem pământuri. Într-adevăr, nu am fost puși în posesie pentru că nu am înțeles dacă se dorește să fim ținuți așa, pentru că nefiind pus în posesie, cine vrea poate umbla pe locul tău. Și atunci, de fiecare dată când chemam poliția, ni se spunea să arătăm actele, acte avem, dar nu am fost puși în posesie de primăria Arcani, la care domnul primar mi-a răspuns că ce vreau să-și pun aripi la tractor. Nu vreau să-și pun aripi la tractor, vreau să respecte drumul. Există drum, acum domnul primar a făcut un pod continuu, acum ceva timp, cred că nici o săptămână, și a făcut un alt drum. Dacă vă uitați la nivelul zăvoiului, sunt numai urme de tractor. Este singura persoană din sat care are utilaje agricole, care nu vrea să înțeleagă că utilajele agricole circulă pe drum și natura trebuie lăsată în pace. Ca dovadă, Sohodolul a intrat peste tot, a intrat pe drumurile lui, a intrat pe alt drum. Dacă vă uitați și dacă veți merge, o să vedeți că sunt drumurile, eu așa-i zic, drumul lui Dugaie. E plin zăvoiul de drumurile lui, nu știu, are societate, habar nu am dacă cineva l-a întrebat vreodată cum câștigă, ce face, de unde are atâtea venituri, ce declară statului, că având atâtea utilaje agricole și efectuând munci agricole, mi se pare normal să declare, să plătească un impozit. L-am întrebat pe domnul primar și mi-a zis că nu declară și nu plătește la primărie. Deci cetățeanul a primit interdicție de la Abajiu să mai treacă prin zonă cu utilajele agricole, dar în ciuda acestei decizii, acesta a continuat. La adresa sa existând o plângere la IPJ Gorj, Poliția Municipală și la SGA Gorj. Am făcut o plângere și acum 2 ani, undeva în 2018, și cei de la Garda Forestieră, Garda de Mediu de la Vâlcea și Abajiu de la Craiova au venit, au constatat, i-au pus în vedere, are un avertisment că nu mai are voie să treacă cu utilaje agricole pe albia Sohodolului, că este domeniul statului, conform legii apelor, 15 metri de la apă, nu ai voie să te apropii a statului român. Ca dovadă, uitați și a înțeles după toate chestiile astea, a mai curăit încă un drum, încă un drum, încă un drum. Și dacă vă uitați, faceți ochii roată, sunt peste tot drumurile lui. Ceea ce nu, gândindu-mă că toți aici avem pământ. Toți știți care este ironia sorții. Noi cu pământ stăm fără pământ și ne uităm cum el, care nu prea are mult pământ, stăpânește toate locurile. Directorul SGA Gorj a anunțat că o echipă a instituției va verifica situația în teren și va lua măsurile care se impun. O să trimitem pe cei de la inspecție să verifice dacă cele semnalate corespund cu ce se spune în sesizare. Și în funcție de constatările din teren se vor lua măsuri cu cei care au încălcat legea. Situația din Stroiești se înregistrează din 2015, iar în ultimii 3 ani localnicul din Stroiești nu a mai ținut cont de nimic și a abuzat de legea apelor.